Învățătură de credință creștină ortodoxă. Câte feluri de descoperiri sunt? Privite după izvorul lor, care e Dumnezeu, descoperirile dumnezeiești sunt una singură. Dacă însă ținem seama de căile folosite pentru a ajunge la noi, descoperirea este de două feluri. Întâi, descoperirea dată pe calea firii, iar de al doilea, descoperirea dată pe calea mai presus de fire, adică pe calea supranaturală. Aceasta, din urmă, nu poate fi primită fără ajutorul lui Dumnezeu, dat celui credincios. Ce se înțelege prin descoperirea pe calea firii? Prin descoperirea pe calea firii, numită și revelația naturală, se înțelege comoara de învățături pe care natura și firea omenească ni le dezvăluie despre existența și unele însușiri ale lui Dumnezeu. Natura, în mijlocul căreia trăim, ne spune că zidirea trebuie să aibă un ziditor, pentru că nu poate fi ceva pricinuit fără un pricinuitor. Ordinea și frumusețea desăvârșită a alcătuirii lumii oglindesc lucrarea unui făcător atotputernic, prea înțelept și prea iubitor. Întreaga fire negrăiește despre Dumnezeu, după cuvântul psalmistului: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Psalmii 18:1-4. Întreaga făptură, prin ordinea și armonia ei, arată că, ca din carte, și strigă pe stăpânul și făcătorul ei, spune Sfântul Atanasie. Chiar dacă unele popoare se închină la pietre și la lemne, ele știu că este cineva mai mare decât ele. Întreabă lumea, podoaba cerului, și vezi dacă nu-ți răspund după înțelegerea lor. Dumnezeu ne-a făcut. Lucrurile acestea le-au cercetat și nobilii filozofi și din artă au cunoscut pe artist. Sfântul Apostol Pavel întărește și adâncește cuvântul psalmistului: cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. După Romani 1:20. Ce se înțelege prin descoperirea pe calea mai presus de fire sau supranaturală? Se înțelege descoperirea rânduită și dată de Dumnezeu prin anumiți oameni aleși în Vechiul Testament și mai apoi prin însuși Fiul Său întrupat în Noul Testament. Prin descoperirea pe calea firii ne ridicăm numai la adevărul că există Dumnezeu și la câteva dintre însușirile Lui. Dacă ne-am mărginit la această descoperire, nu ne-am deosebit de păgânii înaintați ai vremurilor vechi și mai ales ne-am lipsit de bucuriile și fericirea pe care ni le-a adus descoperirea pe calea supranaturală. Aceasta, din urmă, ne face creștini, pe când cealaltă, mărginită numai la cugetare, ne ține doar la porțile creștinismului. Descoperirea sau revelația supranaturală nu poate fi primită și înțeleasă decât de omul credincios, adică prin credință. Prin ce s-a dat oamenilor descoperirea supranaturală? Ea a fost dată uneori prin anumite semne minunate pe care omul le cunoaște prin simțuri, de pildă arătarea lui Dumnezeu către Avram, sub chipul a trei bărbați, la stejarul lui Mamri, din Facerea 18:1-2. Sau arătarea Mântuitorului după înviere către ucenicii săi, după Ioan 20:19-31. Avem aici o descoperire din afară. Dar de cele mai multe ori descoperirea pe calea supranaturală e dată sufletului omenesc printr-o luminare deosebită, pe care acesta n-ar fi putut o câștiga numai prin puterea cugetării sale.
Această luminare a sufletului și înzestrarea lui cu puterea de a primi anumite adevăruri ale descoperirii dumnezeiești este insuflarea sau inspirația dumnezeiască. Avem aici o descoperire care se face numai sufletului și prin suflet și pe care o putem numi duhovnicească sau din lăuntru. Sfânta Scriptură spune chiar și în Vechiul Testament în multe locuri, cum ar fi Ieșirea 4:12, Regi 23, Isaia 6:1-8, Avacum 2 și altele, că Dumnezeu este acela care a grăit prin Moise și prin proroci. Sfântul Apostol Pavel rezumă astfel istoria și felurimea acestei descoperiri. După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri și în multe chipuri a grăit părinților noștri prin proroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul. Evrei 1:1-2. Descoperirea prin semne minunate, controlate de simțuri și prin insuflarea Duhului Sfânt are autoritate hotărătoare pentru viața religioasă și pentru mântuire. Numai prin această descoperire omul are cunoașterea celor duhovnicești și poate deveni duhovnicesc. Când s-a dat oamenilor descoperirea supranaturală? Această descoperire s-a dat de la facerea primilor oameni în rai până la venirea Mântuitorului, care a încununat și a desăvârșit descoperirea. Această lungă durată de 5508 ani se poate împărți în trei părți. Cea dintâi parte se întinde de la facerea primilor oameni până la darea legii Vechiului Testament. Această primă parte se împarte la rândul ei în două, de la facerea primilor oameni până la căderea în păcat, prima, iar a doua, după căderea în păcat. Descoperirea se înfățișează potrivit stării omului din aceste două răstimpuri. În rai, omul s-a bucurat de o descoperire directă din partea lui Dumnezeu, care îi vorbea personal. Dumnezeu îl povățuia și îl conducea direct. Îl învăța despre sine, despre legătura sa cu omul și rostul acestuia în lume și petrecea împreună cu acest om. Partea a doua a descoperirii începe odată cu darea legii Vechiului Testament. Ea cuprinde toate veacurile, aproape 14, călăuzite de legea lui Moise și de proroci, și se încheie odată cu venirea Mântuitorului. Această parte a descoperirii nu este deplină, ci pregătitoare pentru descoperirea cea deplină. Sfântul Apostol Pavel o numește călăuză spre Hristos, după Galateni 3:24. Partea a treia a descoperirii este aceea a plinătății Harului și adevărului, Ioan 1:16-17. Ea începe odată cu venirea Mântuitorului și se încheie cu ultima scriere a Noului Testament. Ne găsim pe treapta cea mai înaltă a descoperirii dumnezeiești, făcute în însăși persoana Mântuitorului, care ne dă deplină cunoaștere despre Dumnezeu ca acela care este însuși Fiul lui Dumnezeu. Matei 11:27, Ioan 17:5-6. Sfântul Apostol Pavel spunea aceasta în chip hotărât. În zilele acestea mai de pe urmă, Dumnezeu a grăit nouă prin Fiul. Evrei 1:2. Și tot el o lămurește arătându-și și scopul. Făcându-ne cunoscută taina voii sale după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte, spre economia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru El. Efeseni 1:9-10. De unde știm noi că Iisus Hristos este desăvârșirea și plinirea descoperirii? Iată că știm din Sfânta Scriptură, din împlinirea întocmai a prorociilor Vechiului Testament și din istoria Bisericii Creștine.
Într-adevăr, Sfântul Apostol Pavel precizează: iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Galateni 4:4-5. Sfintele Evanghelii și întreg Noul Testament întăresc întru totul adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat și plinitorul descoperirii dumnezeiești. Prorociile Vechiului Testament privitoare la Mesia, la Răscumpărătorul, la Fiul lui Dumnezeu s-au împlinit întocmai în persoana lui Iisus Hristos. Sfinții Evanghelii și Sfântul Apostol Pavel citează adesea în amănunt prorocirile care s-au împlinit în persoana Mântuitorului. Prorocul Isaia, supranumit și Evanghelistul Vechiului Testament, vorbește pe larg de nașterea și mai ales de patimile, moartea și proslăvirea lui Mesia. Toată această prorocie s-a împlinit întocmai în faptele și în viața lui Iisus Hristos, așa cum sunt înfățișate de Noul Testament. Documentele creștine, păgâne și iudaice din veacurile I și al II-lea susțin fără deosebire că Iisus Hristos, ca Dumnezeu om, este o persoană istorică sub împărații Augustus și Tiberiu și a suferit moartea sub Ponțiu Pilat. Aceleași documente, afară de cele iudaice, constată că nicio altă persoană purtând același nume sau alt nume nu a avut rolul și faptele lui Iisus Hristos. Marile înfăptuiri ale bisericii adeveresc și ele dumnezeirea întemeietorului ei. Se poate vorbi despre trepte ale descoperirii dumnezeiești? Se poate vorbi cu toată siguranța. Am văzut mai înainte că descoperirea dumnezeiască poate fi împărțită în 3 mari perioade de timp. Fiecăreia dintre aceste perioade îi corespunde mai mult sau mai puțin o treaptă de înaintare, cu toate că aceste trepte nu sunt nici totdeauna egale și nici nu vin unele după altele într-o ordine neschimbată. Timpul de la căderea în păcat până la darea legii pe muntele Sinai cuprinde nu numai strădanii ale firii omenești spre cunoașterea adevărului și deci a lui Dumnezeu, ci și ajutoare directe de sus prin descoperirea, mai presus de fire, făcută patriarhilor. La fel după darea legii, după venirea Mântuitorului care a desăvârșit descoperirea, cele 2 trepte ale descoperirii de dinainte nu au fost înlăturate. Deci, în linii mari, biserica admite trepte în lucrarea descoperirii supranaturale. Cum este și firesc, biserica pune accentul pe cele 2 trepte în descoperirea dumnezeiască înfățișate prin cele 2 testamente. Sfântul Grigorie Teologul, vorbind despre schimbările produse de către acestea în viața omenirii de-a lungul timpului, le numește cutremure de pământ și le schițează astfel. Cele 2 testamente sunt 2 cutremure, dintre care unul face trecerea de la idolatrie la legea lui Moise, celălalt de la legea lui Moise la Evanghelie, dar e și un al treilea cutremur care este mutarea din această viață în cealaltă. Deci biserica admite mersul treptat al descoperirii dumnezeiești. Superioritatea Noului Testament față de Vechiul e confirmată de nenumărate ori de Mântuitorul, de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți. Ei arată că este o desăvârșire a Noului Testament față de cel vechi. Acesta din urmă își păstrează valoarea lui, e adevărat, căci Mântuitorul zice: să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. Nu am venit să stric, ci să împlinesc. Ca adevărat, zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce se vor face toate. Matei 5:17-18. Dar aceste lucruri din Vechiul Testament trebuie plinite în lumina gradului nou de descoperire. Ați auzit că s-a zis celor de demult, eu însă vă spun vouă. Noul Testament e dezvoltarea și plinirea celui vechi. Dar e mai mult decât atât, el este răsăritul cel de sus, care face să treacă umbra legii.
Sporul în descoperirea persoanelor Sfintei Treimi e arătat de Sfântul Grigore Teologul prin cuvinte ca adaosuri parțiale, înălțări, înaintări și treceri din slavă în slavă. Duhul Sfânt însuși și-a rânduit lucrarea în chip treptat, măsurându-o după puterea de primire a Sfinților Ucenici. Astfel la început a lucrat prin minunile săvârșite de Domnul după patim și înviere, a fost insuflat ucenicilor, iar după înălțare la cinci zecime s-a arătat în chip de limbi, de foc. De ce învățătura creștină e socotită drept cea mai înaltă treaptă a credinței? Pentru că învățătura creștină a fost dată de însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru că nimeni altul nu a cunoscut ca El în mod direct pe Dumnezeu și nu a învățat pe oameni chiar de la izvorul care este însuși Dumnezeu. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, după Ioan 1:18. Mântuitorul însuși declară, cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, Ioan 14:9, căci nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere, Matei 11:27. Iisus Hristos a adus descoperirea celor mai mari taine ale adevărului dumnezeiesc, pe care omenirea s-a învrednicit să le cunoască de la începutul lumii. Credința adusă de El a stâmpărat și a stâmpără setea după adevăr a nenumărate suflete. Ea a schimbat fața lumii vechi. Prin luminarea și schimbarea adâncă a sufletelor, ea a legat din nou viața omenească veștejită de păcat, de izvorul nesecat al vieții netrecătoare, Dumnezeu. Ea a coborât cerul pe pământ, împlinind rugăciunea psalmistului, Doamne, pleacă cerurile și te pogoară, atinge-te de munți și fă-i să fumege. Psalmi 143:5. Cerurile s-au plecat și chiar s-au deschis. Luca 2:9-15, Matei 3:16. În sfârșit, nicio altă credință sau cunoaștere religioasă n-a putut și nu poate înlocui pe cea creștină, fiindcă n-a avut și nu are roadele acesteia. Învățătura creștină stă pe culmea cunoașterii religioase, pentru că nicăieri sufletul credinciosului nu se desfată ca în Hristos de adevăr, de dreptate, de fericire și de viața veșnică. Cum ne putem încredința de descoperirea dumnezeiască? Ne putem încredința de descoperirea dumnezeiască pe două căi, printr-una personală aflată în cercetător, prin cealaltă aflată în cuprinsul descoperirii. Cea dintâi e credința. Credința e socotită ca descoperire. Ea singură îngăduie omului să vadă pe Dumnezeu. Ea singură ne duce într-o lume mai presus de fire și ne înzestrează cu puterea de a deosebi ce este omenesc de ceea ce este mai presus de om. Iar cea de-a doua cale, prin care ne încredințăm despre descoperirea dumnezeiască, o constituie semnele aflate chiar în descoperire. Au existat și există semne vădite ale descoperirii dumnezeiești. Care sunt semnele adevărate descoperiri dumnezeiești? Acestea sunt următoarele. Înălțimea învățăturilor descoperite, curăția lor dumnezeiască și puterea lor de a schimba în bine pe oameni. Acestea sunt semne lăuntrice și ele pot fi înțelese numai când descoperirea e bine cunoscută și e cercetată într-un duh de smerenie și de evlavie. Acest duh face fericit pe cel ce se dăruiește unei asemenea cercetări. Despre descoperirea dumnezeiască ne încredințăm și prin semne din afară, minunile și prorociile, la care putem adăuga și calitatea morală a persoanei prin care se face descoperirea. Să înțelegem așadar ce sunt minunile. Minunile sunt fapte dumnezeiești mai presus de mintea și puterea omenească. Ele sunt fapte săvârșite în firea văzută numai cu puterea lui Dumnezeu, întrecând legile minții și ale firii,
care se săvârșesc în momente extraordinare, hotărâte de ziditor și urmăresc luminarea și îndreptarea noastră în vederea mântuirii. Minunile arată voința lui Dumnezeu și tâlcuiesc căile sale, cele necunoscute. Dumnezeu este cel dintâi și cel mai mare făcător de minuni, ca unul care este însuși izvorul lor. Mântuitorul a săvârșit pe pământ minuni asupra firii, asupra oamenilor și asupra sa însuși. El a oprit furtuna pe mare, a scăpat pe Petru de la anec, a prefăcut apa în vin, a înmulțit pâinile și peștii, a vindecat bolnavi, a înviat morți, ceea ce îl face să spună: de n-aș fi făcut întru ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. După Ioan 15:24. Dintre minunile pe care Mântuitorul le-a făcut asupra sa, cea mai mare este învierea sa din morți. Minunile sale dovedesc obârșia și puterea sa dumnezeiască, așa cum el însuși declară: lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Ioan 5:36. Minuni au făcut și oamenii aleși de Dumnezeu și plăcuți lui, ca de pildă unii dintre aceia prin care s-a dat descoperirea dumnezeiască: Moise, Ilie, Elisei, Daniel, Iona, apostolii și alții. Dar aceștia au săvârșit minuni numai cu puterea lui Dumnezeu, dovedind că aveau cu ei puterea Duhului de